Când m-am dus prima dată, cred că după ce am fost ales păstor la o înmormântare, arădenii, cum sunt ei, foarte drăguți de obicei, mi-au pregătit un loc special. Era o iarnă geroasă, zăpadă pe jos, frig, și mie mi-au pus niște scânduri pe care să stau sub un acoperiș. Și am stat și m-am gândit, Doamne, ce fain aici și ce greu e lor. Și fără să-i jignesc, am lăsat scândurile și toate, am ieșit afară și apoi le-am spus, printre altele, dragii mei, dacă vreți să nu vă omorâm cu predici lungi, nu ne mai faceți condiții așa de faine. Lăsați-ne și pe noi să stăm în soare, în frig cu voi, că dacă ne ard tălpile sau dacă ne este frig sau cald, atunci o să fim mai scurți. Și câteodată e bine să fim mai scurți, că multă învățătură obosește trupul. Acum, cu fratele nostru Ciocolată și noi, cum suntem? Fanta, da? Trebuie să-i spunem că și noi suntem ca peștele în apă aici. Numai la noi apa e fizică și el se simte bine. Dacă tot sunt în locul acesta și mie îmi plac chestiile astea cu ghilimele, cu președinții, cu nu știu ce, folosesc ocazia, chiar dacă m-ați auzit de multe ori, să mă prezint și eu. Sunt dependent de har în existență. Am viață deoarece El a decis. Indiferent prin ce și cât o-i trece, răzbate voi atât cât mi-este scris. Sunt dependent de har în mântuire. Am fost salvat prin bunătatea sa. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Sunt dependent de har în mărturie. Dau gust și luminez doar cât mi-e dat. Nu pot fi cetățuie în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. De altfel, sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc și fac ceva frumos numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult, și multe totuși în zadar. Nu mă bazez pe propriile forțe, aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece voi al cerului hotar. Atunci o voi striga cât pot de tare, ajunge acasă un dependent de har. Și apoi încununat cu harfa în mână, plimbându-mă prin cer cu pas rar, acolo nu o să mă mai grăbesc. Voi îndemna pe sfinți și pe voi, pe fiecare, dați slavă Domnului, sunteți aici? Prin har. Așa sunt eu. Așa vă doresc vouă, prieteni dragi și frați întru Hristos. Fiți dependenți de har în orice lucru. Atunci, viața este cu folos. În dependență de harul lui Dumnezeu ați fost aici, sper să rămâneți în harul lui Dumnezeu în continuare. Dacă tot sunt aici, m-am gândit să vă fac și o verificare teologică, pentru că doctrina este foarte importantă, dar de obicei eu pun întrebări simple în prima fază ca să luați examenul cu 10. Deci întrebarea mea este, suntem mântuiți prin har? E harul lui Hristos, harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Ați luat examenul cu 10 toți, dar cununa și răsplata este corect în ceruri, după fapte, corect, cununa este după fapte, mântuirea este în har. M-am gândit la Alianța Evanghelică din România că ar trebui să facem niște certificate de apreciere pentru familiști. Trăim într-o generație în care unora li este foarte, foarte greu să stea împreună un an, doi, trei, patru. Frații au stat împreună 50, așa-i? 51, Domnul să vă binecuvinteze și să mai adauge cât dorește El. N-avem acum timp de mărturii, dar bănuiesc, frate, că tot timpul a fost frumos, senin, mare-i Dumnezeu. Eu înțeleg ce a spus Domnul. Soră, nici nu vreau să vă întreb, să vă spun de ce.
Eu la începutul slujirii mele mai auzeam câte un frate, ce frate, vezi băbuța asta, știi, spunea frumos, zice, cu ea de 52 de ani sau n-am avut nicio problemă. Eu chiar am crezut. La un moment dat, când am văzut cum se uită sora, m-am gândit, bă, dar să o întreb și pe sora, poate el nu a avut nicio problemă. Când am întrebat-o pe sora, zic, sora, așa e cum? Sora s-a uitat așa, așa blajând la mine, ce frate, dacă mi-am dat seama că n-ai cu cine. Mă zic, deci nu-i chiar așa cum... Bine, eu la toți mărturisesc, eu vis-a-vis de viața de familie, eu am crezut, crescând în biserică, am crezut ce s-a spus în biserică. În biserică se spunea că dacă tu ești pocăit și i-ai pocăit, e raiul în casa ta. Eu am crezut asta 100% până m-am însurat. Nu cred că au trecut multe săptămâni și am spus, măi Viorele, dacă ăsta e raiul și și veșnic, a fost prima dată în viața mea în care m-am gândit dacă mai vrea un rai sau nu. Acum vreau să vă spun că eu când mi-am pus întrebările, aveam nevastă cea mai pocăită fată pe care am cunoscut-o și eram un slujitor în biserică, da? Ei, și atunci am început eu să deschid Scriptura să văd că bătrânii noștri nu ne-au spus chiar tot. Ei ne-au spus părțile frumoase. Dragii mei, viața de familie nu e așa ca în filme. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu care este mare se poate, slăvit să fie Domnul. Și atunci am zis să avem familii care au stat împreună o grămadă de ani. Avem pentru ei un cuvânt de mulțumire, o răsplătire, un certificat care nu ține în loc de certificatul ceresc. Certificatul de ceresc o să fie aur curat și o să fie tot ce trebuie. Și am zis că dăm un certificat de încurajare. De la câți ani de căsătorie în sus? Asta e întrebarea mea. Deci ai zice de la 20. Câți aveți de la 20 de ani în sus? Mâna sus. A, n-am de unde. Dar cu unele excepții, poate că i-a mai pocăit, spuneți, frate Iuga, nu vin, lasă-mi dea Domnul în cer. E bună ideea astăzi, că n-am destul la mine, dar, ascultați-mă, dacă unii, era să mă scap să zic, ați răbdat 20 de ani. Sau... Dar începem așa, știți că există, deci zice că în limita stocului disponibil și de la Ioan Botezătorul încoace, cine primește? Cine dă năvală? Deci începem de la... Este cineva cu mai mult de 51 de ani de căsătorie? Nu, că toți sunteți tineri, da. Deci începem de la dumneavoastră în jos. Important e să trăiască amândoi, da? Și nu știu dacă trebuie să spun să fiți și cununați, adică cu acte în regulă. Da, dar deci începem de la 60 în jos și în limita stocului disponibil, dacă le doriți, la sfârșit vi le dăm. Ascultați, noi am pus o singură condiție... să fi rezistat împreună un număr de ani. Dar Domnul Iisus are mai multe condiții și trebuie să mergem până la capăt. Amin? Dar cu ajutorul Domnului se poate. Este un mod în care noi ne exprimăm aprecierea pentru familie, pentru cei din cultele evanghelice. Acum am câteva întrebări. Ați avut careva la casă sau la bloc vreodată, pe geam sau undeva, o reclamă pusă? Ați avut careva? Nu mă interesează dacă a fost religioasă sau politică. O altă întrebare, ați purtat măcar o dată în viață un tricou pe care scria ceva? Cam câți? Ați știut tot ce scrie pe tricou? Nu cred că toți ați știut și nu cred că știu și copiii voștri. Ascultați-mă, o spun așa pe românește, la câte drăcovenii pot face reclamă copiii și nepoții că le luăm cadouri, să fie tricoul la modă, dar habar n-au ce scrie și ce susțin, da? Nu o să vă spun eu ce am văzut pe la frați și la surori, ce susțineau. Unii nu știau, alții cred că știau, dar se făceau că nu știau, Domnul să ierte. Ce aș vrea să vă spun, știți ce se poartă vara aceasta în lumea evanghelică și în lumea românească? Se poartă haine decente, colorate și cu înscrisuri. Dar știți care este cel mai important înscris în vara aceasta în România? Știți care este? Susțin familia. Fratele spunea ceva, bătălia este mare, planurile satanice sunt mari, sunt cunoscute, tragedia este că lumea evanghelică din România, și nu numai lumea evanghelică, nu este conștientă de momentul pe care îl trăim. Noi anul acesta ori folosim harul pe care ne-l dă Dumnezeu și legile care le avem să stabilim în Constituție familia într-un bărbat și o femeie, sau apoi, dacă anul acesta ne ocupăm de multe alte chestii, vara aceasta și toamna aceasta, o să plângem pentru noi, copiii noștri și nepoții noștri și nu o să putem da vina pe nimeni.
Eu vă spun una din diferențele mari în creștinism pe care le-am observat eu, că tot vrem ca și creștinismul la început. La început, oamenii nu-i puteau face pe creștini să tacă. Și oricât îi amenințau să tacă, să nu mai prezinte adevărul lui Dumnezeu, nimeni nu i-a putut face să tacă și au spus: ne temem de Dumnezeu și este normal să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Știți care este problema creștinilor în generația noastră? Că noi poți face să vorbească. Și noi nu-i trimitem pe oameni să înjure, noi nu-i trimitem pe oameni să blesteme, noi nu-i trimitem pe oameni să spună ceva rău. Noi îi rugăm pe oameni din partea lui Dumnezeu să meargă cu adevărul Evangheliei, să proclame Evanghelia, să spună că Iisus ne iubește, că Iisus ne prețuiește, că Iisus ne vrea pentru cer și pentru binecuvântare. Și sunt creștini la care fălcile le sunt încleștate și nu pot să spună nimic în numele lui Iisus. Dar de ei auzi când ies din adunare sau undeva, de ei auzi la bancuri pocăiești, că noi nu zicem păgâne, da? De ei auzi la glume așa, la limită, acolo au un dar a vorbirii că nu-i poți opri. Frați și surori, e vremea anul acesta să vorbim pentru familie și pentru normalitate. Noi vorbim de lucruri pe care Dumnezeu le-a hotărât, vorbim de o familie care mii de ani a demonstrat că Dumnezeu n-a greșit și credem că în națiunea noastră e bine să avem în legea supremă a țării, în Constituție, familia între un bărbat și o femeie. Amin? Porți un tricou, nu trebuie să vorbești nimic, susții familia. Dacă o să întrebe cineva, ce familie? Faceți așa pe naivi și spune: domne, de când mă știu eu și de când a făcut Dumnezeu lumea, a fost un singur fel de familie. Nu știu acum ce vreți voi, ăștia mai modern, dar noi susținem familia, că un singur fel de familie a fost și asta vrem să fie, da? Câți dintre voi aveți telefoane? Nu v-am întrebat câți aveți, două telefoane sau trei. Aveți ceva pe husa telefonului? Voi inimioare, un... Nu? E foarte bine, e un semn de la Domnul că trebuie să apară un sticker pe husă și pe stickerul acela ce culoare vrei sau ce tricolor vrei, ce trebuie să scrie? Susțin familia, zici că nu merge, soră, pui pe verso că merge, se lipește. N-are nimic? Păi da, punem noi, susțin familia. Când îl pun pe masă, vede că susțin familia. Când vorbesc, vede că susțin familia. Aștept și eu niște stickere, le-am comandat, ca să pun și pe laptop și pe toate oriunde mă duc lumea să vadă că susțin familia, da? V-ați gândit dacă aveți o casă, un bloc, să puneți acolo un afiș mare, susțin familia. Care-i problema? Nu te costă mult? Ascultați-mă, nu trebuie neapărat să cumperi un tricou. Nu trebuie neapărat să-ți faci o pancartă plătită, da? Scrie tu cu mâna ta, dacă nu știi tu, n-ai un nepot care știe să-ți mâzgăle. Unii chiar au talent, susțin familia, faceți lucruri simple. Am fost aseară la o tabără și i-am văzut că aveau niște brățări. Eu nu sunt nici pro, nici contra, nu mă întrebați pe mine dacă e bine sau nu. E o întrebare a mea, dacă tot le poartă unii tineri, n-ar fi bine să aibă una pe mână și ce să scrie? Susțin familia, dă mâna cu celălalt, susțin familia. Se ține în tramvai, toată lumea vede, susțin familia, unde merge, adică susțin familia, da? E foarte important, găsiți variante. Câți dintre dumneavoastră mergeți la adunări unde aveți ecran în biserică? Așa, un ecran unde se pune cântări cuvântul, da? V-ar deranja dacă atunci când ați intrat în biserică ar scrie: bine ați venit, susținem familia. Înainte de plecare, Dumnezeu să vă binecuvinteze, nu uitați! Susținem familia, liderii de biserici. E suficient să spuneți unui băiat, unei fete care se ocupă acolo: vara asta atâta dă-ne în cap cu familia până ne intră în cap că noi și biserica noastră susținem familia. Ați discutat cu vecinii voștri, cu prietenii voștri, cu dușmanii voștri? Ați discutat? Ce? Susțin familia. Mă doare, am junghiuri, am cutare, mă duc, vin, am probleme, s-o scumpi gazul. Și ce ar trebui să discuți acum? Vecine, e vremea să susținem familia. Puteți să găsiți pentru ei, le faceți ca două carte. Eu am făcut așa repede o broșură foarte, foarte simplă și ascultați-mă, nu foarte religioasă. Unii o să săriți pe mine, să vă spun de ce. Când te duci numai cu Biblia la unii, unii nu cred Biblia.
Și spune domnul Iuca, pe mine nu mă interesează chestiile astea învechite cu Biblia, dar eu spun, domnule, n-are treabă cu Biblia. Zic că am venit să vă spun că susțin familia din respect pentru părinții dumneavoastră. El se uită la mine și zice, dar dumneata nici nu cunoști părinții. Corect, domnule, nu cunosc părinții. Dar zic că îi respect foarte mult. Dar zice, domnul Iuca, în afară de baliverne, ce înseamnă asta? Păi zic, dacă ei nu erau familiști, nu credeau în familie, de unde aveam eu un vecin așa de bun? Ei, deja l-am prins. Mă zice, asta nu-i chiar... Și-o dat seama că-s vecin bun, auzi că respectă pe tata și pe mama, asta nu-i chiar o chestie religioasă, e o chestie de bun simț. Păi de-aia am zis la unul patron, băi zic, tu susții familia? Păi deja susține. Păi zic, ai angajați la lucru, da. Nu te-ai gândit că ar trebui să respecti părinții celor angajați? Dacă ei nu erau familii și nu făceau copii, după cine angajai? Bă, zice, e bună treabă, da? Mă duc la medicul stomatolog sau la altcineva și spun să rămână, doamne, am venit, medicul de familie. Apropo, am tricou pe mine, susțin familia, sau poate îi dau o broșură, doamna doctor, știu, dumneavoastră, aș vrea să susține și dumneavoastră familia. Să vă spun, zice, un lucru, că ea se uită așa la mine. Zic, nu vin la mărturisit niciodată, e drept, să fiu sincer, nici nu m-am gândit. Știți cât de respect am eu pentru părinții dumneavoastră? Și mai ales care au părinții bătrâni sau care chiar au plecat părinții, că îi respecti mai mult după ce nu-i ai, tragedia la români. Să uită aia la mine, zice, domnule, dar ce ai cu părinții mei? Zic, am un respect deosebit. Păi zice, de ce, domnule Iuga? Păi zic, dacă ei nu credeau în familie și nu făceau copii, cine mă trata acum de toate junghiurile? Adică cui îi spuneam eu toate durerile mele și mă asculta cu răbdare? Dar așa, ei au crezut în familie, s-au căsătorit, v-au educat, v-au făcut să aveți bun simț, dragoste de oameni și eu beneficiez de toate acestea. Păi e o chestiune de obraz să susțin familia. De fapt, dragii mei, orice subiect am avea cu oricine. Am întrebare, sunt aici părinți a căror copii au terminat facultatea anul ăsta. Domnul să vă binecuvinteze, la alții o să termine, da? Poate copiii ăștia pe viitor, pe lângă faptul că au avut colegi, au avut profesori care v-au ajutat copiii, poate pe viitor vor deveni mari magnați care vor avea nevoie de angajați. Ar fi bine, de dragul copiilor voștri, să susțineți familia, că altfel o să ajungă ei la roabă. Adică pot avea mintea 50 de patroni, dacă n-ai pe cine angaja, rămâi de unul singur. Nu există, eu când mă duc pe drum și văd o groapă în drum și văd că unul vine să o astupe, un muncitor de la drumuri, că face șanțuri. Mulțumesc lui Dumnezeu și susțin familia pentru că omul acela astupă gropile. De ce? Că a existat cineva, un băiat și o fată care au crezut în familie, s-au căsătorit și am un om care să repare drumurile, am pe cineva la camerele care ne transmit în lume, da? Dacă părinților le era indiferent cum suntem, trăim, hau-hau, nu știu ce, poate că nu mai transmitea nimeni la Alfa Omega astăzi, da? Sau poate când nu avem părinți care au și o morală creștină, ca toate celelalte televiziuni, te toți la toate nebuniile din lume să transmiți, corect? Dar când e vorba de ceva moral creștin, nu mai vine nimeni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru mass media creștină. Amin? Domnul să-i binecuvinteze, să le dea sănătate și să se înmulțească cât mai mult și fizic și toate celelalte, ca noi să fim binecuvântați. Deci ce vreau să vă spun eu este următorul lucru. Avem câteva tricouri, avem câteva broșuri, așa pentru liniștea dumneavoastră, n-am neamuri nici cu fabrică de tricouri, nici cu astea, i-am cunoscut acum pentru prima dată și vreau să vă spun următorul lucru. Spre exemplu, broșurile acestea sunt plătite de cineva, deci dumneavoastră le puteți lua gratuit. Cu întrebarea mea, dacă dumneavoastră, dacă puteți, nu faceți o mică donație, următoarele pe ce le tipărim? Deci cineva a plătit pentru ele, poate că noi facem ca să continue prin bănuțul nostru oricât ar fi. Dacă vă interesează să nu vă dați prea mult, pe noi ne-a costat sub un leu tipărirea lor acolo aproape. Dar asta nu înseamnă că nu puteți da să tipărim pentru 3 corturi de întâlnire, da? Din punctul de vedere al acestei broșuri, dacă vreți să o folosiți, eu ce aș vrea? Aș vrea toate bisericile evanghelice să o ia, să o dea la vecini, prieteni, cunoscuți în felul ăsta, discuți cu ei, te rogi pentru ei, nu vreau să întind foarte mult asta. Vă dau dreptul, vă dau un format electronic gata pentru tipar, poate aveți pe cineva care are tipografie sau vrea să investească și până la 3 milioane de o persoană care îi se implică, nici nu trebuie să mă întrebați, numai să spuneți, frate Iuca, trimite la tipografia asta toată documentația. De la 3 milioane vă dau dezlegare imediat, în secunda următoare, să treceți la altele. Dar noi, cei care citim Biblia, ar trebui să știm ceva.
că Biblia vorbește despre un aspect pe care mulți nu-l înțeleg. Prea târziu. Să știți, lucruri sunt lucruri care le putem face oricând. Și sunt lucruri pe care le putem face acum, semănătoare vremea lui. Degeaba vreau eu să pun grâu de toamnă primăvara. S-a terminat, da? Cum a zis fratele, deja mai duc medicamentul după ce a murit. Zic, domnule, ăsta a fost secretul. Păi, dacă a fost secretul, s-a terminat, a murit omul, a venit, dar prea târziu. Din punctul de vedere al societății românești, vara și toamna aceasta este momentul în care investim. Acum, amplificat, dacă vreți, mult de tot, cât mai mult seamănă sămânța ca să înțeleagă fiecare român că votul lui contează și ar trebui să avem lucrul acesta, asta să nu vă speriați. Nu înseamnă că nu ne încredem în Dumnezeu și toate celelalte, ci că ascultăm de Dumnezeu. Acum, dacă mai rezistați, vreau să vă duc puțin în timp, departe, am vorbit puțin de generația prezentă, o să vă duc puțin în timp, departe, și apoi o să revenim la noi și o să vedeți de ce. Câți dintre voi ați auzit de un demnitar, Naman, îl știm noi, Naman, din ce țară era? Din Siria, era un comandant al forțelor armate, un om tare, viteaz, puternic, bogat cu toate celelalte și zice că Dumnezeu l-a folosit. Prin el Dumnezeu îi izbăvise pe sirieni într-o bătălie foarte, foarte importantă. Mă gândeam la el ca un om realizat. Ai tot ce trebuie din punct de vedere material, ești folosit de Dumnezeu chiar dacă ești păgân, probabil că era important și în lumea lui și în religia lui și avea o nevastă super, super faină. Și o să vă spun de ce cred eu că nevasta lui a fost o nevastă extraordinară. Ascultați-mă, vorbim despre păgâni și o păgână, o nevastă păgână extraordinară și o să vă spun de ce. Numai că după ce Scriptura vorbește despre el în termeni foarte, foarte frumoși și poate unii l-am invidiat cine este și câte are, spune, dar omul acesta avea o problemă. Micuță, nu mare. Care era problema? Omul acesta tare și viteaz era bolnav de lepră. Și acum știți, în momentul în care erai bolnav de lepră, viitorul tău era sigilat. Dacă nu intervenea Dumnezeu, urma să fii izolat de familie, urma să fii izolat de societate, n-aveai voie să stai niciunde unde veneau oamenii. Dacă cineva trecea prin zonă, tu trebuia să strigi necurat, 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 nu te apropia de mine. Gândește-te să ne ferească Dumnezeu, gândește-te să fii în familie, să te bucuri, să fii în societate, să te folosească Dumnezeu toate acestea și într-o zi viața să ți se schimbe radical, să fii izolat, să nu te mai poți apropia de cei dragi, de nimeni. O experiență foarte dureroasă. Uitându-mă la viața acestui om, mi-am dat seama că el ne poate învăța pe noi astăzi o lecție extraordinară. Acum vreau să vă întreb, Naman s-a născut lepros sau a devenit lepros pe parcurs? Corect. Dacă era născut lepros, niciodată n-ajungea ce a ajuns. Chiar m-am gândit, eu cred că Naman a avut și un început de lepră undeva unde nu se vedea. Că dacă s-ar fi văzut, sigur era, nu-l ținea împăratul lângă el, nu-l? Și m-am gândit, măi, să fie avut Naman. Știți că lepra apare așa printr-un punct micuț, de acolo. Nu ești dintr-o dată alb de lepră, numai când o pedepsește Dumnezeu pe Maria sau pe cineva. Lepra începe așa printr-un punct mic, foarte neînsemnat. Și am zis, măi, cumva să-i fie apărut undeva pe limbă lui Naman, un punct, adică nu-l vedea nimeni, știi? Poate undeva după ureche, unde nu-l vedea nimeni. Poate undeva pe picior și nu mai purta pantaloni scurți, nu-l putea vedea nimeni. Poate undeva la mână i-a apărut, dar cum avea mânică lungă, nu-l vedea nimeni. V-ați prins un pic ce am zis eu? Eu nu vorbesc despre Naman, așa e? Dragii mei, poate că noi evanghelicii
ne-am speria dacă ne-ar lovi păcatul, lepra, dintr-o dată. Și poate că într-o dimineață, dacă ne-am trezit așa, draci, împelițați și toate păcatele, poate ne-am speria. Dar diavolul, să știți că nu vine neapărat așa să ne sperie. La noi poate veni foarte subtil, cu promisiuni spirituale foarte, foarte frumoase. Întreb, ați văzut undeva în jurul dumneavoastră oameni care le-a apărut lepra un pic pe limbă, un pic la ureche, ascult ce nu trebuie, un pic la ochi, că te uiți cum nu trebuie și unde nu trebuie, un pic pe mână, nu neapărat așa cuticul, știi? Zice că în sinagogă era un om cu mâna uscată. Noi, el săracul la colectă, nu putea da nimic, ar fi vrut, dar de ce? Mâna era țeapănă și el nu știa că poate da și cu cealaltă. El, dacă stânga i s-o uscat, zicea, stânga ia dărnicie, nu mai pot da. Nimeni nu-l lumina, mă, poți da și cu dreapta, da? Dar să știți că Domnul vindecă și mâini uscate. Și vindecă și spate încovoiat. Sunt domenii în viață. Care e problema românilor? Dar nu cred că doar a românilor, a africanilor, a multora. Problema noastră, una din ele, că România are multe și binecuvântări și probleme. E foarte greu să păstrezi curat, așa-i surorilor? E foarte greu să păstrezi curat. Mai ales dacă și vrei să păstrezi curat. Dacă mai sunt unii care și dacă pică bomba în casă la ei, nu-ți dai seama, nu-i nicio diferență. Acolo e mai simplu, da, n-ai atâta stres. Dar dacă sunt unii care tot timpul trebuie să șteargă praful sau ceva, e nenorocire, așa-i? E nenorocire. Eu sunt un om care păstrez tot ce îmi spuneți, păstrez și o să vedeți, demonstrez cum. Mă duc într-o familie de prieteni și la un moment dat sora zice, băi Viorele, fii atent ce mi-a făcut fata. Fata nu, mare și ea. Ce? Ce, eu știi că mă mai agit câteodată, m-am gândit, eu te agit-o de multe ori, da? Nu pot zice în casă la tine, da? Și acum, fraților, noi ce știm? Când nevasta se agită, e cam agită pe toți, da? Bine, nu putem spune asta că-s nevestele cu noi, da? Și zice, eu iar eram agitat așa cu nu știu ce, la care fata nu mai rezistă și vine și zice, mamă, mamă, așa stai aici în fotoliu. Asta se uite, mamă, așa stai în fotoliu. Mă așez în fotoliu, zice, mamă, uite la mine. Nu-ți ies camele la inventar? Deci în momentul ăla mi-am dat seama, bă, fata are dreptate. Eu tot cu scame, cu nu știu ce, cu... Băi, nenorocești toată lumea, că tot timpul vor fi scame, da? Da. Și dacă nu sunt, dacă ai pitici, tot sunt, da? Ei, dacă vrei să păstrezi curat, e foarte greu să păstrezi curat în casă și în mașină și în altă parte, pentru că există atâta praf, atâta mizerie în jur, lucruri care nu neapărat țin de noi. Dar eu vă întreb, în societatea românească astăzi, există riscul de a te murdări sau nu? Există riscul de a te murdări? Că spui, frate, nu mă murdăresc eu, dar te murdăresc alții. Și trece ăla cu mașina pe lângă tine, te-o stropi din cap până în picioare, dacă te și binecuvintează numele Domnului, e bine, dacă ce iartă-mă Domnul să-ți dea bani să speli, înseamnă că e ianost, da? Am spus, domne, trăim într-o societate în care la orice pas oamenii vor să mă murdărească. Vor să murdărească privirea, vor să murdărească gândirea, vor să murdărească tot ce există în mine, inclusiv trupul, da? Și ți se oferă o varietate ieftină de lucruri care te pot murdări. Asta e oferta societății. Societatea vrea să mă murdăresc. Asta este bucuria ei, planul ei, intenția ei. Pe de altă parte, mereu îmi aduc aminte că Dumnezeu iubește pe cei curați. Și de câte ori te uiți în Scriptură, dacă ceva are valoare înaintea lui Dumnezeu, are valoare curăția. Și trupească, dar mai ales spirituală. Spun și trupească pentru că poporul lui Dumnezeu când mergea la închinare, trebuia să se spele și să meargă cu haine curate. Și mi-a plăcut când am crescut în mijlocul celor care erau în biserică și spuneau, domne, țărani, noi la adunare nu mergem cu hainele care mergem la vaci, în graj. La adunare, înaintea Domnului te speli, ți-ai tot acolo, ai găsit, pentru că mergem înaintea unui Dumnezeu curat și chiar din punct de vedere trupesc trebuie să fim curați. Dar mai mult, Dumnezeu iubește curăția de inimă, curăția gândirii, da?
Știți, asta mă dezavantajează pe mine, dar nu contează. Scriptura trebuie spusă. La un moment dat, Dumnezeu îl trimite pe un om al său să ungă pe cineva împărat în națiunea aleasă. Și Samuel, după gândirea lui, când se duce în casa lui Ișai, gata, sticluța e pregătită, îl vede pe primul care intră. Bă, frate, când intră primul, avea niște mușchi pe el, avea niște tot acolo, când s-o uita la el, o scă, ăsta-i. Ăsta-i mai lipsește coroana și ăsta-i împăratul. Și când se scoate sticluța, Domnul zice, las-o la loc. Știi, ca slujitor al Domnului, îți pui semne de întrebare. Deci, m-am auzit bine, eu zic, Domnul, las-o la loc. No, ce faci ca slujitor al Domnului? Ascultați, atât ar trebui să vă rugați pentru slujitorii Domnului, pentru că vreau să vă spun următorul lucru. Noi nu vă spunem ce ne place nouă. Trebuia să ziceți amin. Știți că sunt mesaje pe care noi n-am vrea să le transmitem? Voi chiar credeți că noi, predicatori, suntem atâta de proști? Adică noi nu știm ce vă place, ce nu vă place? Și noi nu știm că dacă nu vă place, nu ne votați, nu ne dați, nu că... chiar așa de proști ne credeți? Păi dacă ar fi după mine, eu v-aș ține niște predici? Hai de mine! Am o singură problemă, mă tem de Dumnezeu. Amin. Și atunci mă rog mereu lui Dumnezeu să-mi dea putere, să-mi ving ispita de a fi pe placul vostru și să fiu mereu pe... placul lui. Mă tem de oameni, dar mă tem mai tare de Dumnezeu. Și atunci eu am învățat din tinerețe, Dumnezeu a zis ca lui Ieremia, Viorele, dacă vrei să tremuri, te pot face eu să tremuri. Și am spus, Doamne, mersi, nu. Deci mai bine tremur de tine decât să tremur de ei, decât să mă faci tu să tremuri, e mai bine, că nu-i bine. Da, suntem într-o societate care ne vrea murdare, avem un Dumnezeu care ne vrea cu inimă curată. Samuel se duce acolo, îl vede pe ăsta, nu. Nu, zice, mai ai unul, următorul. Când vine a doilea, Samuel zice, mă, să știi că Domnul are dreptate. Ăsta parcă e un pic mai bun ca primul. Pe ăsta lung, Domnul ce lasă sticluța în buzunar. Și așa, așa, până ajunge la cât? Se termină, nu-i niciunul. Acum, noi nu putem să ne permitem, dar știi câteodată îți vine să-i zici și Dumnezeu, Doamne, ai glume în program? Adică m-ai trimis aici... Oricum e riscant dacă aude Saul, că ăsta-i dus acum, demonizat. M-ai trimis aici, mi-ai spus în ce casă, mi-ai spus să ung pe unul din băieți. I-am văzut pe toți și eu de câte ori, toți sunt potriviți din punctul meu de vedere. Înalți, frumoși, cu mușcă, dar toți sunt luptători. Și, Doamne, de ce m-ai trimis aici? Ca să ungi împărat. Păi ce nu mai are? Mai întreabă. Și, da, omul zice, auzi, mai ai pe cineva... Auzi, am unul, dar nu merită luat în calcul. Ăsta e cei cu oile, cu fluierul, cu chitara. Dacă ar fi poză pe Facebook, ăsta e super. David la o poză, el așa cum seamănă, nici nu are minciuță multă că e tinerel, deci el la un timp din ăsta de închinare, cu un pic de ajutor ar merge, dar nu vorbim de împărați. Samuel spune, băi, adu-l și pe ăsta totuși. Când intră, da, când intră, David zice, bă, tata are dreptate, ăsta numai de poze-i bun. Domnul zice, scoate sticluța. Ce poate să facă slujitorul? Să asculte, adică vreau să scot sticluța, las-o în buzunar. Acum vreau să o țin în buzunar, scoate-o. Și mi-l imaginez eu pe Samuel, după ce se ascultă, se întâmplă, stă el de vorbă cu Dumnezeu în intimitate și spune, Doamne, mă pot să lămuri, nu că ar trebui, că tu nu trebuie să mă lămurești pe mine. Mă poți lămuri și pe mine? Ce se întâmplă aici? Și Domnul spune, Samuel, e foarte simplu. Tu te-ai uitat la mușchi, te-ai uitat la figuri, la toate, iar eu m-am uitat la inimă. Și am văzut că acest copil are inima curată. Și eu, Dumnezeu, îi binecuvintez și îi folosesc pe cei cu inima curată. Și nu la întâmplare, va spune Domnul Iisus Hristos, vor vedea pe Dumnezeu cine? Cei cu inima curată, ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Acum noi suntem, așa am fost și așa vom fi, între cele două forțe, cele două lumi. Lumea prezentă, îmi spune Viorele, cu cât te murdărești mai mult, cu atâta ești mai în față, mai vizibil, mai apreciat, mai multe like-uri.
cu cât te murdărești mai mult. Uitați-vă în presă și peste tot cum se laudă oamenii cu mizeriile lor, cu păcatele lor. Pe de altă parte, Dumnezeu spune, dacă vrei binecuvântare, dacă vrei să fii în familia mea și dacă vrei veșnicia cu mine, eu sunt un Dumnezeu sfânt și te vreau sfânt. Eu sunt un Dumnezeu curat și te vreau curat. Eu sunt Dumnezeul neprihănirii și te vreau neprihănit. Amin. Întrebarea este, ce aleg eu? Ce aleg eu? De ce spun că Naaman ne ajută? M-ați convins că Naaman nu s-a născut lepros, ci a devenit lepros. Nici nu știu cum a devenit lepros. O fi dat mâna cu cineva cu lepră și nu n-o știut, poate nici ăla sau... Cineva i-o fi făcut un cadou contaminat și el nu știut, o să bă, ce mare cadou primesc și cadou, nu știu, nu mă pricep la asta. Cert e că Naaman nu și-a pus problema să devină curat. Întrebarea lui Naaman era, oare pot să redevin curat? Că am fost odată curat. Am fost curat ani de zile și m-am bucurat de starea aceasta. Undeva m-a atins microbul leprei al păcatului. Și acum întrebarea este, mai am o șansă să redevin curat? Frați și surori, nu vreau să vă jignesc pe niciunul din dumneavoastră, dar vreau să vă întreb, noi chiar suntem toți curați? Nu trebuie să-mi răspundeți mie. Știu că a fost o zi când am fost curățiți, mulți de aici, amin? Curățiți prin pocăință, prin Domnul Iisus Hristos, prin credință. Și de atunci, motoul vieții noastre care a fost? Hainele să fie albe în orice vreme? Acesta a fost motoul. Oare nu ne trezim câteodată chiar din lucruri bune, cu intenții bune, că am devenit atinși de păcat? Naaman vine ca o veste bună în Scriptură, că cineva care a fost curat și apoi a fost atins de păcat, de lepră, poate să redevină curat. Amin? Amin. Haideți să ne, foarte scurt, să recapitulăm câteva lucruri. Care a fost primul pas spre vindecare? Care credeți că a fost primul pas? Să recunoască că e lepros. Știți care e problema la mulți? Că nu recunoaștem. Ne-am învățat așa să avem o mască de pocăiți, de creștini, noi. Noi suntem ca frații lui Iosif, noi suntem oameni de treabă. Aia, ce că l-am omorât pe ăla, că l-am... Nu, cândea, noi suntem oameni de treabă. Ne pricepem la fățărnicie dacă trebuie, mai băgăm un mărit să fie Domnul. A ce în sufletul nostru? Acum pe oameni putem să înșelăm. Pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu niciodată. Dacă nu ajungem să recunoaștem că undeva, poate nici nu știm ce, ne-a contaminat păcatul din nou, niciodată nu vom cere vindecare de la Domnul. Eu n-am văzut oameni care n-au nevoie de vindecare să meargă la medic. La ce te duci? Te duci acolo când recunoști că ai o problemă. Poate Naaman a ascuns mult, au ascuns și alții, dar într-o zi omul acesta trebuie să recunoască, Domne, am o problemă. Am o problemă. Primul pas a fost să recunoască că el are o problemă și să recunoască că nu-l poate ajuta nimeni. Nu se poate ajuta el, nu-l poate ajuta împăratul, el putea să spună, îi spun la împărat, are medicii lui, are vrăjitori, ăștia nu pot rezolva problema. Pot să public în ziare peste tot internațional, vindecare pentru lepră nu există. Deci dacă îmi public păcatul, atacă-l public. Sunt lepros și nu există vindecare. Dacă noi am ajunge în starea în care spune, Doamne, de păcat nimeni nu ne poate elibera decât Tu. Deja am făcut un pas mare. Recunosc că sunt păcătos și recunosc că numai Iisus Hristos mă poate ajuta. Nimeni altul, pentru că Dumnezeu a hotărât ca nimeni altul să nu existe mântuire, curăție și salvare. Există un alt pas. Să auzi vestea bună. Să auzi vestea bună. Am o întrebare, câți aveți copii? Copiii voștri aud ce vorbiți voi prin casă și prin mașină. A, nu mai vești bune, da? Imaginează-ți că ar fi ajuns copilul tău
prizonier undeva. Că dacă vă aduceți aminte, în casa respectivă era o slugă, o adolescentă probabil, dar o fetiță. De unde venea aceea? Din Israel. Și ce a auzit ea acasă cât a stat în Israel? Păi zice, noi avem un Dumnezeu și avem un om al lui Dumnezeu. Și avem un Dumnezeu mare, puternic. Ce aud copiii voștri despre Dumnezeu? Pentru că ce aud în casă un an, doi, trei, zece despre Dumnezeu, nu ce aud în biserică, ci în primul rând ce aud în casă, aia vor reține. Apoi e important și ce aud în biserică. Dar e important ce aud și despre slujitorul lui Dumnezeu. Că dacă în casă la ei s-ar fi discutat, măi, avem un slujitor al lui Dumnezeu, mare derbedeu e ăsta. Figură e ăsta, aia nu știe, aia e cu șmecheria aia. Ce-ar fi spus fetița? În țara mea este un șmecher a Domnului care te poate învăța șmecherie. Dar Naaman n-avea nevoie de șmecherie. Avea nevoie de puterea lui Dumnezeu să-l vindece. Și fetița, cum face ea? O numesc eu evanghelista fără nume, că nu știu ce nume are. Dar bănuiesc că o chema cum vă cheamă pe dumneavoastră toate care aveți sub 80 de ani. Fetița aceasta se uită la stăpână. Acum eu m-am gândit dacă era dintr-o biserică evanghelică, ce-ar fi zis? Când a văzut-o că nevasta e necăjită. Deci am zis că e nevastă bună. Când soțul suferă, ce face nevasta? Se bucură așa. Mărit să fie Domnul. Zice, Domnul nu uită, răspunde la rugăciuni, mărit să fie Domnul, da? Ar fi o variantă evanghelică. O păgână, zice, soțul meu are o problemă. Nu mă interesează că rămân cu averea, nu mă interesează cu ce rămân, îmi vreau soțul sănătos, curat. Și normal că era întristată și fetița asta, ce Doamnă, aveți un lecan sau de ce sunteți tristă? Acum tu ca slugă să o întrebi pe șefa, trebuie să ai un pic de îndrăzneală. Nu știu dacă i-o spus, dar ascultați-mă, când un om e necăjit, omul își deschide sufletul față de oricine. Și când fetița asta întreabă, Doamne, dar ce necaz aveți, că nu mai aveți zâmbet, nu cătare. Nevasta începe să plângă și spune, mă, nu știu dacă pricep tu, că tu nu ești măritată. Și nu știu cum e la voi, de acolo de unde vii. Îți spun un lucru, dar să nu spui la nimeni. Soțul meu, cât îl vezi tu de mare, tare și toate celelalte, e lepros. Dacă se descoperă, suntem terminați și nu există nicio vindecare. Zeii noștri, preoții noștri, ritualul, nu pot face nimic. Și fetița, ce Doamnă, să nu vă supărați, dar dă drum așa la un zâmbet mare. Ce Doamnă, mărit să fie Domnul. Hai să vă dau o veste bună. Dacă soțul tău se duce acolo unde vin, de unde vin eu, este acolo un om al lui Dumnezeu care îi rezolvă problema și soțul vine acasă vindecat și voi sunteți fericiți. Eu m-am gândit dacă ar fi fost unul din copiii noștri, luat rob, poate tratat cum a fost tratat acolo în casă, când auzeam că ăla e lepros și o vedeam și pe doamna întristată, nu ziceam, mărit să fie Domnul, dacă ăsta crapă mai repede, eu voi fi liberă. Vezi că Dumnezeu pedepsește. Uite-te o fetiță care n-a stat cu Iisus Hristos să învețe despre bunătate, despre blândețe, binecuvântați-vă dușmanii, dar care cred că în familie a auzit învățătura sfântă, o fetiță care devine evanghelistă și spune, eu vreau și binele dușmanilor mei. Amin. Femeia, v-am promis, v-am rămas dator să vă spun de ce cred că e nevastă bună. Vă rog să nu răspundeți la întrebarea, dacă ai aflat că soțul e în ultima fază, ce ai gândit în sufletul tău? Nu ți-ar veni să cânți cântarea? Liber, 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 liber. Am găsit niște versete biblice, băi, cât m-o chinuit ăsta. În sfârșit, Domnul face dreptate. O păgână spune, nu vreau să scap de el. Îl vreau lângă mine curat. O creștină ar zice mai mult, da? Caută și ea soluții. Vorbește. Când aude vestea bună, nu-i spune la fată, fată, dacă te prind că îi spui la soțul meu, te-am decapitat. Să n-afle niciodată. Imediat îi spune, bărbate, am aflat vestea bună, poți fi vindecat. Se fac toate aranjamentele, știți că oamenii știu cu aranjamente, te duci la împărat, îți dă scrisoare, ăla îi dă scrisoare, că trebuie,
Nu, normal că el o trimite la cealalt împărat, ăla începne, drage, păi el zice, gata, e război. Păi ce, eu-s Dumnezeu? M-am uitat la doi oameni care tremură. Împăratul tremură, de nu mai poate, zice, ăsta vrea război, pe eu nu-l pot vindeca. Omul lui Dumnezeu tremură de supărare. Ce, băi, n-am înțeles, de ce tremur? Lasă-l să vină la mine, nu să vadă cine sunt eu. Ce să vadă? Să vadă cine este Dumnezeu. Și se duce cu alai, cu tot ce trebuie, cu darul, cu de toate, se duce acolo și acolo are o mare surpriză. Că omul lui Dumnezeu nici măcar nu iese cu umbrela până la poartă. Și începe el așa supărat tare. Eu credeam că... Știți că noi când ne ducem la Dumnezeu să ne dea ce trebuie, noi ne ducem cu idei preconcepute. Dumnezeu trebuie să facă asta, Dumnezeu trebuie să facă asta. Spre exemplu, știți că Iisus Hristos își punea mâinile peste bolnavi să-i vindece, corect? Și au venit niște oameni și au spus, puneți mâinile peste copiii noștri sau bolnavi să fie vindecați. Știți ce face Iisus? Păi ia în brațe, dar nu-și mai pune mâinile. Sau le zice, de ce? Că Domnul nu vrea să ne lege de o metodă. Domnul vrea să ne lege de El, amin? Nu metoda este importantă, ci Dumnezeu este Cel care aduce și curăție fizică și ne ajută și din punct de vedere spiritual să fim curați așa cum Fiul Său a dorit și dorește. Amin? Și în prima fază omul zice, așa ceva în viața mea. Adică condițiile erau du-te în apă, scaldă-te de 7 ori și vei fi curat. Și omul se supără și spune, băi, cu mine nu merge așa. Dacă e vorba de scăldat, aveam eu acasă ape curate, aveam cu tare, zice că nu sunt râurile noastre mai curate ca Iordanul. Nu știu care ați văzut Iordanul murdar. Dar ăla e murdar, adică e murdar ca și cum ar fi din mina de argilă, da? Murdar, murdar. Și spui, scaldă-te în mizeria asta și vei fi curat. Și el spune, dacă e vorba de scăldat, mă duc acasă, mă scald de 100 de ori dacă trebuie. Nu cum. Și aici apreciez iară, parcă în capitolul acesta, robii ăia mai neînsemnați sunt cei mai înțelepți. Vine unul și zice, stăpâne, ești cam nervos, ar trebui să tac, riscul e mare. Zice, aș putea să te întreb ceva. Ce vrei, mă? Stăpâne, zice, eu știi că am minte puțin. Ce vreau să spun niște întrebări. Aia zic, varianta scurtă. Zice, auzi, cămilele astea și tot... Sunt tale? Băi, mai pui întrebări? Amele. Și ce-i pe ele? Păi zice, ce, nu știi că tu ești din trupa comando? Adică ai mușchi, n-ai minte, da? E aur și bijuterii. Ba, zice, știu astea, dar am vrut să mă asigur. Și de ce le-ai adus până aici? Ce am adus să-i dau la omului Dumnezeu dacă mă vindecă. Deci zice, tu ai fi în stare să plătești 3 milioane de euro ca să se vindece. Corect. Sănătatea mea e mai importantă decât 3 milioane. Nu, zice, aici nu pricepe tărtăcuța mea. Ai fi gata să dai 3 milioane, el ți-o dă gratis și tu te nervezi. Zice, eu cred că voi ăștia cu minte multe sunteți mai deștepți, aveți o logică, tehnică, dar eu, zice, tot mă gândesc, bă, dacă am vrut să dau 100 de milioane de euro și ăsta mi-o dă gratis, care ar fi problema să o primesc? Stă ăsta, scoate calculatoarele, se conectează la internet. Zice, auzi, dacă am vrut să plătesc atâta și mi-o dă gratis, ce-ar trebui să fac? Și unul deștept îi răspunde, primește o ghiță, rămâi cu milioanele, Dumnezeu îți face un cadou. Vă spun ce m-am gândit zilele trecute. Eu cred că dacă Dumnezeu stabilea pentru români o plată pentru păcat, eu cred că noi în coate și în genunchi ne tăram să ne plătim datoria, așa-i? O minciună, 10 lei, pac, 10 lei ai plătit acolo, da? O din aia la altă, 100, 100, din aia la altă, mântuire, 100 de mii de euro. Băi, am fi pus, ne-am fi dus în străinătăți, am fi scos, am fi, nu știu dacă am fi și furat, da? În orice caz, am fi făcut rost de bani să ne plătim iertarea și curăția, pentru că fără o viață curată și sfântă, nimeni nu-L vede pe Dumnezeu. Nimeni nu-L vede pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, măi românilor, fie că e vorba de prima curăție în viață, fie că e vorba de 100-a curăție în viață, prețul l-am stabilit și l-am plătit. L-am plătit în Iisus Hristos. Acum ce aștept de la voi? Să aveți obrazul să spuneți, Doamne, sunt un nemernic, ăsta sunt. Sunt un lepros.
ce să mă dau? Știi, te duci la adunare, Doamne, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca ăla, dacă cine ești? Ca tine. Asta e grav, știi? Da, dar încă își permite, ăștia sigur era evanghelici acolo, ce nu-s nici ca nemernicul ăsta ce stai acolo, știi? Ăla zice, Doamne, singurul lucru care pot să te rog, ai milă de mine. Dumnezeu spune, aștept de la tine să recunoști că ești, să recunoști că nu poți și să apreciezi că eu mi-am trimis singurul fiu să moară pentru tine. Dar ascultați ce înțelege un păgân și nu înțeleg mulți pocăiți. Omul acesta nu se întoarce acasă doar curat pe din afară. În momentul în care vede că Dumnezeu i-a făcut cadou și slujitorul care primea de altă dată cadouri. Acum nu, că așa i-a poruncit Dumnezeu. Nu-mi trebuie nimic. Vreau tu, păgânul, să înțelegi că este darul lui Dumnezeu pentru tine, deși poți plăti. Omul acesta spune, știi ce o să fac? Iau niște pământ de aici. Mă duc acasă și voi zidi un altar cui? Acestui Dumnezeu. Și mă voi închina de azi înainte cui? Acestui Dumnezeu. Eu nu sunt curat doar pe din afară, eu sunt curat pe dinăuntru. M-am întâlnit cu Dumnezeu, îl respect pe Dumnezeu, mă închin lui Dumnezeu și sigur ca un om care le prevede toate spune, am o rugăminte dacă vrei să-i spui Dumnezeului tău. Eu dacă mă duc acasă, ăsta nu o să mă arunce din funcție. Rămân tot conducător, toate astea. Și la noi există o regulă. Când împăratul merge la închinare, trebuie să mă duc și eu cu el, că am niște treburi pe acolo de rezolvat, da? Interes de serviciu. Și împăratul, când se închină, se ține de mâna mea. Aș vrea să înțeleagă Dumnezeul tău că eu dacă mă mai duc într-un templu păgân, nu mă duc să mă închin. Nu mă duc să-mi schimb Dumnezeul. Mă duc pentru că acolo îmi cere slujba. Dar pentru mine de azi înainte există un singur Dumnezeu. Amin. Dumnezeul adevărat care m-a ajutat să redevin curat. Amin. În dimineața aceasta am două întrebări pentru voi. Și ascultați-mă pe mine, eu colaborez cu Alfa Omega, îi respect. Mă bucur de cei care ne ascultă. Îi apreciez pe cei care ne ascultă că n-au putut veni aici și chiar sunt cu noi. Îmi pare rău de cei care se uită și ei pe acolo să vadă cum mai e vremea, dacă au spus unul o glumă, știi? N-au destule păcate și mai fac păcate și acum, știi? Dar unii cred că chiar și ar trebui la momentul acesta să fie atenți și ei. Să fie atenți și ei și să se gândească la cele două întrebări. Eu cred că atunci când am început viața de familie, am început curați. Amin? Am început cu inimă curată, cu gânduri curate, cu principii curate. Mă întreb astăzi, noi familiști, cum suntem? M-a întrebat cineva, frate Iuga, cum să susțin familia? Păi zic, sigur, prima dată te rogi pentru familie, dar spune un punct foarte important. Trăiește în familie cum ți-a cerut Dumnezeu. Amin. Să vadă vecinii, să vadă prietenii, să vadă dușmanii ce înseamnă familie unde oamenii ascultă de Dumnezeu. Știți că noi de multe ori spunem și minciuni, crezând că spunem adevărul? Știți că uneori ar fi mai bine să tăcem, dacă nu spunem întreg adevăr? Dacă nu trăiești în familie cum trebuie, te duci la vecinul și spui, Dumnezeu a creat familia, familia este ideea lui Dumnezeu. Vecinul se uită, spune, bă, dar ce Dumnezeu o fi ăsta care a creat catastrofa voastră? Și oamenii spun, decât să am o familie ca tine, n-am nevoie de Dumnezeu acela. Și atunci eu folosesc un exemplu, da? Ai venit aici cu multe mașini, nu știu ce marcă să iau să nu se supere nimeni, o să iau Mercedes-ul că e aici lângă mine și Timișorean, vecin bun. Imaginați-vă că aș dori să văd un Mercedes cum arată. Și zic cuiva, dom'le, vreau să văd și eu un Mercedes, da? Și omul zice, hai că ți-arete unul. Mă duce într-un cimitir de mașini, mă arată unul tot zdrobit, tot îndoit, tot o zburat de la el, dar încă mai are sigla pe el. Zice, domnul Iuga, asta e Mercedes-ul. Și audă ea de la Mercedes. Și ce zic că e de la Mercedes? Bă, n-ai obraz. Ăsta e Mercedes? Ce domnul Iuga, vă spun eu ce e Mercedes. Veniți cu mine la fabrică. Și când iese unul pe poarta fabricii, eu vă spun, acesta este Mercedesul. Păi, dar zic, și ăla are sigla. Da, dar ce l-a luat de la noi,
Noi am spus cum să-l întrețină, ce să facă. El, că el e mare spiritual și se dă mare, el l-a dat de 3 ori peste cap, l-a băgat în 7 copaci, l-a zăpăcit și acum are obrazul să spună că ăsta e Mercedesul pe care l-am creat noi. Știți ce facem noi? Dacă nu trăim viața de familie cum trebuie și tot spunem Dumnezeu, Dumnezeu, oamenii spun, bă, ce Dumnezeu a creat? Și Dumnezeu a spune, n-aveți obraz. Vreți să vedeți familia? Duceți-vă în Eden. Acolo unde am scos-o eu pe poarta fabricii, acolo în showroom, să vedeți ce am făcut eu ca familie când am zis nu este bine să fie singur. Dacă nu vrem să ne îndreptăm viața de familie, măcar să avem obrazul să spunem, Vasile, ce trăiesc eu e un dezastru. Dar nu pentru că Dumnezeu a hotărât așa, ci pentru că eu și nevastă mea nu ascultăm de Dumnezeu. Întrebarea mea astăzi este, dacă tot vrei să susții familia, ți-ai putea lua angajament ca bărbat să trăiești în puterea lui Dumnezeu de azi înainte în casa ta ca bărbat după inima lui Dumnezeu? Aș vrea să văd lucrul acesta la bărbați ridicându-vă în picioare. A, e greu. E greu că vă văd nevestele. Dar nevestele, dacă vă văd, nu o să vă critique. Ci o să mulțumească lui Dumnezeu și în fiecare zi o să se roage pentru voi ca hotărârea luată să țină până la venirea lui Hristos. Amin, surorilor? Frate, ce noi nu credem în minuni. Păcat! Dumnezeu poate transforma orice bărbat care s-a ridicat. Amin? Nătăjduind împotriva oricărei nădejdi, Dumnezeu poate transforma ca pe Naaman sau ca pe alții. Eu vreau să vă întreb, nu, rămâneți în picioare, lasă, rămâneți în picioare, că ați trudit destul. Vreau să vă întreb, voi vă descurcați singuri sau aveți nevoie de ajutor? Aveți nevoie de ajutor? E suficient Iisus Hristos sau... A, Iisus a spus că aveți nevoie. Întrebarea mea este, câte din nevestele celor care s-au ridicat în picioare vor să spună Iisuse? De azi înainte vreau să fiu ajutorul potrivit și să-l ajut și pe el și pe mine la curăție. Nu, nu, vă ridicați să vă vadă, să vă îmbrățișeze, să vă mulțumească. Apropo, s-ar putea la unii copii să se uite acum pe internet și ar fi bine să-i filmezi pe toți așa să-i vadă. Și când vă duceți acasă, dacă nu vă întreabă copiii, o să vă întrebe mâine, poi mâine, că o să zică, tată, dar acum de ce nu mai facem noi chestiile alea? Mamă, la noi de ce nu mai? Și o să spui, bă, te-ai uitat pe înregistrare. A, ce m-am uitat la niște... Nu, nu, tu te uită-te pe înregistrare la momentul ăla când o zis să mă ridic în picioare. Și vreau să spun un lucru, eu nu m-am ridicat de formă, eu n-am fost fățarnic, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi părinții voștri ne-am ridicat pentru că în familia noastră vrem să se împlinească voia lui Dumnezeu, inima noastră și casa noastră să fie curată, de azi înainte... Toate îndemnurile noastre pentru voi ca și copii vor fi la curățenie înaintea lui Dumnezeu și cât se poate înaintea oamenilor. Amin? Amin. Unii nu sunteți familiști, unii ați fost prea obosiți să vă ridicați, dar mai am o întrebare. La modul sincer, nu vă vedeți unii în papucii lui Naaman? Pe din afară, super, binecuvântați. De toate. Nu este o pată undeva de care ar trebui să scapi. Dacă tu crezi că odată ce ai intrat un păcat, cât de micuț ar fi rămâne acolo, te înșeli amarnic. Pentru că orice păcat vine cu un duh. Și duhurile, spuneam aseară la tinere, nu vin așa legiune. Vine câte unul micuț, înger de lumină, inofensiv, apoi mai ia 7, apoi aia 7, mai aduc câțiva. Și dacă nu ești atent într-o zi, te poți trezi când te întreabă Domnul ce să spui. Legiune? Eu cred că suntem în momentul acesta în fața lui Dumnezeu. Și știți ce mi-ar plăcea să spună printre lucrurile care se pot spune când plecăm de aici? Dacă te-ar întreba cineva, varianta scurtă, ce s-a întâmplat acolo la Ponoare? În loc să vorbești despre alții, să spui, am redevenit curat. Și am luat o hotărâre să mă păstrez curat.
și am luat o hotărâre să-i ajut pe alții să se păstreze curați. Copii, tineri, familiști, bătrâni, dușmani, apropo, celor care sunteți de vârsta mea, sunteți bătrâni. Credeți că numai tineretul se poate murdări? Ați găsit oameni în Scriptură care în tinerețe au trăit frumos. L-au lăudat pe Dumnezeu, l-au binecuvântat pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte tinerețea lui David, așa-i? David când s-a murdărit? Când a fost tânăr sau de vârsta noastră? Samson, Solomon, Anania și Safira, Gehazi, care este un slujitor care este acolo și el nu pricepe că darul lui Dumnezeu este dar și păgânii ar trebui să afle că-i dar și el zice, băi, trebuie să fac eu o șmecherie sfântă. Să învârt eu un pic, nu iau 20 de saci de aur, dar unu. Și nu pentru lucruri rele, pentru lucrarea Domnului, că-i foame de ceva. El nu știut că atunci când ia aurul o să primească 2 saci și un cadou. Lepra, lulaman. Ce vreau să spun, că nu există vârstă și nu există statut religios care să mă ferească de păcat, doar sângele lui Hristos, vegherea mea, credința mea, perseverența mea. Vreau în dimineața aceasta, când stăm de vorbă cu Domnul, să spunem, Doamne, curățește-mă din nou și voi fi curat. Rugăciunea aceea, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, nu este rugăciunea borfașului, a derbedeului, a drogatului. Știți cine o scrie? Un om după inima lui Dumnezeu, care spune, Doamne, ești atât de curat, ești atât de curat, că dacă undeva în viață, cu ceva cât de mic m-am atins, am nevoie din nou de mila ta. Dacă ai fost odată curat prin sângele lui Hristos, acum cere să redevii curat. Poate că unii n-ați devenit curați niciodată. Și atunci tu nu poți să spui Domnului, adu-mă din nou în stare dinainte. Dar poți să spui pentru prima dată în viață, Doamne, curățește-mă și voi fi curat pentru Tine și pentru veșnicie. Ne ridicăm la rugăciune. Clară împreună cu echipa de chinare. Inima curată, Doamne, este tot ce care îți dorești lucrul acesta?
timp ar te-a dat. Este cineva care își dorește acest lucru să ridice mâna. O cânt atunci, spune Domnului. Care răutatea să-mi stea. Ceea ce gândăm, să ridice mâna, vrea cineva ceea ce gândăm cu adevărat? Vrei să ridici mâna sus? Doamne, asta vreau. Să domnești Tu în inima mea, o inimă curată, o căsnicie curată, o familie curată, o viață curată, o trăire curată. Cântă! Cu mâna ridicată, haideți să vă aud. Și de aici, din stânga mea, din dreapta mea, stai să spunem Domnului, asta vrem. Din cei ce număriți la Alfa și Omega sau pe internet, declară vreunul cu noi, îi spune Iisuse, o inimă curată. Pentru Tine, cel mai mare Dumnezeu. Merită Iisus, merită Iisus. El nu ți-a cerut decât de inima ta. N-a cerut să plătești nici despre cum se vorbea sutele și mii de euro sau altceva. Ți-a cerut inima ta în care El să fie rege și tot în beneficiu tău. Pentru că o inimă curată îl vede pe Dumnezeu. Când ai inima curată, începi să vezi lucrurile extraordinare ale lui Dumnezeu, începi să vezi lucrurile care ți le-a pregătit Dumnezeu din împărăția Lui. Pentru că împărăția Lui nu începe numai când plecăm din lumea aceasta. Iisus spune clar, împărăția este în noi, în voi. Și vreau să ne bucurăm de împăratul nostru, vreau să ne bucurăm, înțelegem că împăratul nostru este curat. Să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat harul ca prin Iisus Hristos să putem să fim curați. Noi n-am putut îndeplini cerințele lui Dumnezeu și a venit unul
care a îndeplinit cerințele Dumnezeu pentru noi, ca noi crezând în El și acceptându-L ca Domn și Mântuitor al nostru, să putem să ne bucurăm de Dumnezeu, să putem să ne bucurăm de mântuire, să ne putem să ne bucurăm de împărăția Lui, de viață veșnică. De aceea vreau să mulțumim Domnului și cred că e foarte important să primim acest cuvânt cu bucurie, ce a fost predicat, și să lăsăm să rodească. Să te gândești și când pleci de aici, de la Ponoare. Dacă n-ai venit cu soția, dacă n-ai venit cu soțul, dacă trebuie să transmiți cuiva un mesaj, transmite acest mesaj. Pentru că cred că diferența care o facem în lumea aceasta este diferența care va duce pe oameni într-o stare pe voia lui Dumnezeu prin trăirea noastră.